Salutare, salutare, dragi urmăritori! Bine ați revenit pe acest canal! Vreau să vă arăt ce semănăm pentru primul solar în care o să plantez în primăvara asta. De fapt, ce am semănat, pentru că deja am semănat astăzi. Nu v-am mai arătat procesul, pentru că l-am arătat deja în episodul trecut. Dar vă spun ce o să plantez. Va fi doar pentru un solar, pentru că restul în primă fază vor fi ocupate cu producția de răsaduri, cu flori mușcate și multe altele. O să vă fac un material și despre flori zilele următoare. Și voi planta într-un singur solar în primă fază. Asta va fi la începutul lui aprilie, în funcție de cum va fi și vremea, bineînțeles. Dar vreau să vă arăt ce am semănat și să vă mai dau câteva detalii, mai ales dacă sunteți mai la început, dacă sunteți mai noi pe canal, să vedeți un pic partea asta de germinație. Mă refer la răsadniță, cum o folosesc și cum procedez eu, să zic așa, pentru că bineînțeles că sunt diferite moduri de a face răsaduri asemănătoare, dar diferite. Și eu vă arăt aici strict cum procedăm noi. Bineînțeles că fiecare trebuie să vadă un pic condițiile lui, să vadă ce poate și cum poate să se adapteze și să încerce diferite variante, pentru că e singurul mod prin care putem să învățăm, să ne asigurăm că în următorul an sau peste 2 ani reușim să le facem bine și în condiții. Eu am aici semănate undeva la 500 de bobe de roșii. E un solar de 8 pe 30, deci vor intra maxim 10 rânduri de roșii, că nu pun numai roșii, mai pun și altceva, vă spun eu imediat. Dar vreau să mă pregătesc de fapt cu aproximativ 450 de fire. Asta ar fi pentru circa 6 rânduri. Asta în prima fază, în primul solar, pe urmă o să mai plantez și într-un alt solar, probabil undeva în mai, când vom reuși să eliberăm. Și am aici, pentru că anul ăsta vreau să mă duc, să zic așa, cât de cât la sigur, adică pe ceva ce am testat anii trecuți și mai ales anul trecut, și lumea a fost destul de mulțumită, cel puțin pentru prima fază o să plantez. Am aici într-o alveolă semănat în două, adică jumate jumate, Buffalo Pink și Buffalo Steak. Am avut anul trecut câte un rând, le-am testat, mi-a plăcut. La Buffalo Steak mai am un pic de lucru, să vedem dacă reușim să obținem o producție mai bunicică față de anul trecut, dar ca și gust sunt ok. Și Buffalo Steak chiar îl consider un pic mai bun ca și Buffalo Pink. Dar o să vedem. Pot să zic că va fi și anul ăsta tot un test, pentru că nu e destul un an. Aici am o tăviță de Gusto Pink, fiind semințe de anul trecut. Am calculat să am pentru două rânduri, dar am semănat un pic mai multe. Îmi intră undeva la 70 ceva de plante pe rând, dar am calculat să am un pic mai multe, pentru că anul trecut a avut o germinație mai proastă și am semănat un pic mai multe. Și mai am aici ceva în probă, adică unele sunt probă, unele le-am testat. Am rosamei pe care vreau să-l încerc și eu anul ăsta. Am primit recomandări bune despre roșia asta roz, și am zis că intenționez să fac și eu un rând, să vedem un pic cum se comportă la mine, pentru că
niciodată nu poate fi exact la fel în, la toată lumea. Adică poate să difere de la zonă la zonă, de la sol, în funcție de cum e solul, apa și așa mai departe. Și în funcție de cum, îl, cum știm noi să-l gestionăm. Am aici câteva fire, e un singur rând din asta, vreo 10 bucăți de olmeca. Olmeca e o roșie neagră, de calibru mic, aproape sherry, un pic mai mare decât sherry. O să pun și câteva fire de Liguria, am semănat aici, și o să testez la fel și Oceano, Oceano F1, pentru prima dată la mine, deci vreau să-l încerc și eu. Probabil voi mai pune și în al doilea solar, Oceano, dar pentru primul am vrut doar să pun așa câteva fire, să am un pic mai devreme, să-l gust mai repede. Vă arăt un pic și răsadnița. Aici am lăsat un pic de loc, exact pentru roșiile alea, să le punem și pe ele aici la căldură. În rest e plină cu ardei, pentru că știm că ardeii durează un pic mai mult până ajung la mărimea și la vârsta bună de plantare. Așa că e plină cu ardei. Mai am aici, nu știu dacă iese, nu-mi iese, niște salvie. Am semănat, intenționez să fac niște răsad de salvie. Și ea e setată momentan la 25 de grade, aproximativ. Acum am descoperit, dar de regulă, dacă e norat și nu e soare, descoper, dar foarte puțin, pentru că în solar nu se încălzește, nu ajunge temperatura la 20 de grade și așa că nu se răcește răsadnița dacă o țin mult descoperită. Descoper un pic să primească un pic de aer și pe urmă acoperi. Dacă avem soare, descoper un pic mai mult, pentru că în solar se face o temperatură mai mare, dar cam așa o menținem la 25 de grade aproximativ. După cum se și vede, substratul e umed, încercăm să-l menținem umed, nu dăm excesiv. Am udat în prima fază când am semănat, pe urmă la vreo 2 zile, pentru că la prima udare turba absorbe un pic apa mai tare și la aproximativ 2 zile a fost necesar să mai udăm un pic. N-am udat din abundență, am mai umezit turba pe deasupra. Aici dacă ridic un pic alveola se vede că apă este, adică apă picură din chiar din capătul celulelor, dar nu e multă, nu bălteaște, deci umed. Eu asta înțeleg prin a menține substratul umed la răsadurile noastre. Asta până la răsărire. Pe urmă o să vedem cum ne comportăm. Și eu consider că cel puțin încă 2 zile nu o să trebuiască să intervin aici cu apă, doar în cazul în care o să fie soare puternic și ținem ușile deschise toată ziua și probabil descoper și răsadnița și o las mai multe ore descoperită, atunci e posibil să se usuce mai repede. Dar în prima fază, neavând plante răsărite, nu descoper foarte mult, descoper din când în când un pic și cam atât. Cam așa procedăm noi. Acum, bineînțeles că sfaturile pot fi împărțite, dar cam ăsta e modul meu de operare și cel puțin până anul trecut o funcționa bine. Rămâne de văzut cum ne descurcăm și anul ăsta.
Dragii mei, cam așa procedăm, așa procedez în fiecare an. Bineînțeles, încercăm să facem mici îmbunătățiri de la an la an. Menținem răsadnița, substratul umed, temperatura ridicată, de aerisit nu e neapărat necesar, mai ales în momentul ăsta, pentru că nu avem plante răsărite. Deci e important să menținem cât mai mult închis pentru a avea și umiditate. Mai deschidem un pic să vedem care e situația, putem să o lăsăm o jumătate de oră, o acoperim la loc. Dacă chiar e o zi foarte călduroasă în care avem soare puternic și urcă mult temperatura, atunci descoperim măcar parțial. Dar ați văzut cum se prezintă, am udat de-abia după vreo două zile, am repetat udarea pentru că, așa cum vă spuneam, substratul în prima fază se usucă un pic mai repede pentru că absorbe mai mult apa și pe urmă am udat încă o dată, dar e foarte probabil până încep să apară primele plante răsărite să nu mai fim nevoiți să udăm, mai ales dacă e norat și rămâne acoperită, nu se prea usucă. Așa că, ce să zic, lăsați-mi întrebări dacă aveți în comentarii, dacă am omis eu ceva și eu vă urez tuturor, dacă sunteți în domeniu, să aveți spor, să aveți o germinație bună sau dacă deja ați trecut de capitolul germinație, să aveți spor la repicat, dacă deja repicați și să avem o primăvară liniștită și să ne bucurăm de rodul muncii. Vă salut, vă urez multă sănătate și mult spor!